Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din stațiunea Slănic Moldova, județul Bacău. Vizionare plăcută! Ziua, ați fost convocați pentru ședința ordinară de astăzi prin dispoziția primarului numărul 171 din 22 iunie. Din 15 consilieri locali în funcție sunt prezenți fizic 11, online 2, lipsesc domnul consilier Moraru Doroni și domnul Țaina Marian. Ședința se poate desfășura în condiții normale. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal de la ședința din 22 mai, vă rog să le... Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Domnul președinte, să preia conducerea. Da, mulțumesc. Bună ziua tuturor. Astăzi, pe ordinea de zi, în cadrul celei de-a 49-a ședințe, din cel de-al 8-lea mandat al Consiliului Local, avem un număr de 9 proiecte de hotărâri, iar pe lista de suplimentare, încă 2 astfel de proiecte. O să dau citire ordinei de zi. La punctul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al orașului Slănic Moldova, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației descriptive pentru achiziționarea serviciilor de acordare credit, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea de contării navetei cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar, care nu dispun de locuință pe raza orașului Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității gestiunii și de realizare a activității de amenajare, organizare și exploatare a parcărilor în orașul Slănic Moldova, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea serviciului de transport public local de persoane din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, a activității de amenajare, organizare și exploatare a parcărilor pe raza orașului Slănic Moldova, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Punctul 6, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova numărul 77 din 26.06.2020 privind declararea unor bunuri ca fiind bunuri de interes public local, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 7, proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca fiind de interes public local și introducerea lor în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Slănic Moldova, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Punctul 8, proiect de hotărâre privind însușirea atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova unor bunuri imobile, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Iar la punctul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul realizarea infrastructurii pentru biciclete în orașul Slănic Moldova, județul Bacău, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Iar pe lista de proiecte suplimentare, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice, începând cu luna iulie 2023, și punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit al dreptului de uz și servitute în favoarea SCD Elgaz Grid S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării de investiții, extindere rețea gaze naturale presiune reduse pe strada Muntelui și strada Oituz și branșamente gaze naturale, solicitanții Moraru Adrian Viorel, Ignat Claudiu și Ignat Eusebiu. Acestea fiind punctele supuse pe ordinea de zi, supun la vot, dacă sunteți de acord, cu această ordine de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri? Nu. Unanimitate. O să trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al orașului Slănic Moldova. Inițiator, economist Bacigării, primarul orașului. Domnul președinte, dacă îmi permiteți să vă spun bine ați venit, să vă mulțumesc pentru că vă implicați în deciziile pe care noi le propunem a fi luate la nivelul localității și despre punctul 1 nu crește nici la venituri, nici la cheltuieli bugetul, doar se fac anumite corecții la anumite capitole pentru a asigura resursele necesare plăților pe care avem nevoie pentru buna funcționare a localității. Da, vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe acest punct,
în afara celor pe care le-am discutat pe comisii, vă rog. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu. Unanimitate. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației descriptive pentru achiziționarea serviciilor de acordare credit. Da, dumneavoastră ați aprobat acest credit. Noi nu modificăm absolut nimic decât vă solicităm aprobarea unui regulament de acordare și propunem ca doi consilieri locali să facă parte din comisia de analiză a furnizorilor de servicii bancare, în așa fel încât să avem și o transparență mai bună, dar și să facem lucrurile mult mai adaptat la ceea ce ne trebuie nouă, respectiv perioada de grație de până terminăm acest credit pe care îl avem. Este o condiție pe care am impus-o în acest regulament și alte nevoi pe care noi le avem. Spre exemplu, dacă suma pusă la un proiect care în urma licitației va fi mai mică și se face o economie, atunci să putem distribui această sumă pe un alt proiect, nu să facem alte proiecte, ci să putem distribui sumele pe alte proiecte, având în vedere că, așa cum am discutat și în comisii, unele sume au trebuit a fi estimate și suma finală este dovada licitației. De cele mai multe ori, în momentul în care scoți la licitație un obiectiv, concurența dintre firme scade prețul pe care proiectantul l-a trecut în studiul de în datele tehnico-economice ale proiectului. Supunem la vot întâi propuneri, nu? Da. O să vă rog să faceți propuneri pentru cei doi consilieri care vor face parte din comisia de... Și doi membri supleanți. Comisia economică juridică. Da. Eu o propun pe colega noastră botezatul Alina, că este și în domeniul economic. Pe domnul Morar. La membru. Morar, da. Păi mai trebuie un consilier și un membru. Pentru plin. Vorbim de plin și de supleanță. Dacă mai sunt pentru plin propuneri. Da, vă rog, alte propuneri. Mai propun pe domnul Cioban. Pentru membru plin sau supleanță? Păi trebuie... Păi propunem pe altcineva. La supleanță? Este bine să avem și suportul consilierilor locali. Vă punem pe doamna Buțan, că dacă ați văzut care e cunoștință. Cunoștință. Niciodată n-a stat într-o opoziție. În partea asta se vede că ar mai fi o problemă, datorită faptului că noi, știți bine, am votat împotriva acestui credit. Nu cred că ne putem asuma așa această sumă. Cine a votat pentru acest credit și pentru datorare de 15 ani a cetățenilor, să-și asume. Păi tocmai acum aveți ocazia să aveți pe cineva. Dacă mă permiteți, domnul consilier, nu aveați cum să votați pentru că se suprapunea creditul acesta peste creditul făcut de echipa dumneavoastră cu 25 de ani pe care eu l-am plătit atâția ani de zile. Eu am găsit atâtea datorii și le-am plătit pentru că cineva m-a împovărat, domnul Aenoai, respectiv. Nu puteți să fiți cu dublă măsură. Adică atunci când dumneavoastră ați făcut creditul, echipa dumneavoastră, poate unii nici nu erau născuți, l-au făcut și s-au hazardat în a cheltui banul public aiurea, ca să nu spun altceva,
atunci a fost bine. Astăzi, când cineva trebuie să plătească... Bun, ei au răspuns politic. Drept urmare, cetățenii nu au fost de acord ca ei să mai continue risipa banului public. Poate să răspundă și sub altă formă, nu doar politic, la vot. Nu ne putem noi asuma. Declarațiile dumneavoastră politice din Consiliul Local. Și o perioadă de grație, după câte am declarațiile dumneavoastră politice din Consiliul Local ar trebui delimitate de nevoia comunității. Îmi place că strecurați declarații politice. Nu, este adevărat, da. Nu-i nimic politic. Deci, domnul consilier, vă spun o problemă. Creditul acesta este ca să amenajăm, să facem studiu de fezabilitate, să amenajăm drumul din fața casei dumneavoastră, domnul consilier. Cum puteți dumneavoastră să veniți să spuneți, nu suntem de acord cu acest credit? Haideți să nu fim așa de utopici și să nu fim așa de ireali. Suntem o comunitate în care lucrurile s-au așezat pe un făgaș bun. Numai că unii nici măcar nu se pot abține când e vorba de declarații politice. Eu dacă aș fi fost, aș fi tăcut liniștit, lasă-mă, n-am fost de acord cu creditul, faptul că îți face și drumul meu din fața casei și pârâu este un avantaj, măcar atâta lucru n-aș fi făcut. Dar asta este, nu, dar este dreptul dumneavoastră, încă o dată, este dreptul dumneavoastră să faceți orice declarații doriți, dar este obligația mea să vă răspund la întrebările pe care mi le puneți. Să rămână fără supleant. Dar nu, mai... Ai probleme pe Sergiu Neșteacă. Ca supleant? Da. Da, o să supun eu la vot. Și mai trebuie unul. Păi scumpa, sunt. Nu, că am, deci, pentru supleant. Cine? Alina Botezatu. Este membru plin. Da, sunt trei. Da. Și Mărălu Gabriel. Da, doi. Membri plin. Da, eu și cu... A, da, și da. Care? Și cu Sergiu, la... pierd. Mai sunt alte propuneri? Alte propuneri, dacă mai sunt, dacă nu supun la vot. Atunci supunem la bloc, în vot, numai da. Nominal. Cine este pentru nominalizările făcute? Pe fiecare parte votă. Dacă îți dau pasul. Doamna. Dacă nu vote. Da. Da, atunci o să votăm individual. Cine este pentru botezatul Alina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Din 3 pe Alina. Da. Împotrivă? Abțineri? Da, mulțumesc. Pentru cel de-al doilea... Moraru Gabriel. Bine. Pentru domnul Moraru Gabriel. Cine este pentru? Da, împotrivă. Abțineri? Tot 5. Da, mulțumesc. Pentru membrii supleanți, pentru subsemnatul. Abțineri. Eu. Abțineri. Împotrivă, nu? Abțineri? La fel, 5. Și pentru... Și pentru domnul Meșterca Sergiu. Cine este pentru? 7. Împotrivă? Nu. Abțineri? 5. Da. Da, mulțumesc. Trece, pentru că suntem prezenți. Trebuie să supun la vot și acum, doamna Marcela, trebuie să supun și punctul proiectul, da. Acum o să supun la vot proiectul de la punctul 2, privind aprobarea documentației descriptive pentru achiziționarea serviciilor de acordare credit. Cine este pentru?
Da. Împotrivă? 5. Abțineri? Nu. 0. Da, mulțumesc. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării navetei cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar care nu dispun de locuință pe raza orașului Silenic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, am inițiat acest proiect să plătim naveta cadrelor didactice. Suma este de 13.102 lei. Reprezintă o sumă importantă de la bugetul local și pentru că au apărut comentarii în spațiul public, trebuie să fac precizarea că naveta cadrelor didactice se plătește din bugetul consolidat al primăriei, nu avem niște bani desemnați pentru această treabă. Dacă anii trecuți naveta era 1.200-1.500 de lei pe lună, acum este și de 4.500 de lei pe lună. Respectiv, primarul are toate nevoile comunității și distribuie sumele în funcție de posibilități. E adevărat că avem cadre didactice care fac naveta de la Luizi Călugăra, de la Bacău, care numai două cadre didactice ne costă 1.700-1.800 de lei pe lună. Respectiv, aceste costuri nu pot fi susținute chiar oricât de mari ar fi ele și sper ca să înțeleagă și cadrele didactice că ne străduim să ajutăm să decontăm naveta chiar dacă un rezultat recent astăzi al examenului de capacitate arată că din 38 de copii care au terminat clasa 8-a, 11 au trecut media 5. Respectiv, dacă statul român plătește cadrele didactice ca să obțină performanță și noi le acordăm drepturile, ne-am bucurat dacă pe cât se poate s-a ridicat și calitatea educației, nivelul de pregătire al acestor copii, pentru că ei vor deveni cetățenii noștri și dacă noi ratăm pregătirea acestor copii, atunci putem să ratăm și pe viitor dezvoltarea localității. Vă spun că de 3 ani de zile, faptul că toate grupele de grădiniță au program prelungit și s-a dublat numărul de educatoare, avem 10 educatoare. Faptul că susținem 50% din hrana acestor copii, faptul că decontăm materiale educaționale și alte aspecte, este o dovadă că suntem aproape de educație. Am vrut să fac această precizare pentru cei care urmăresc materialul. Le date sunt eronate, o să le adaug la viitoare, se ia în calcul doar cei prezenți la examenul 31, 38, dar... Doamna director, statul român a cheltuit bani pentru educarea 38 de copii. Și dacă nu eu nu pot. Nu, dacă nu s-au prezentat, s-au rămas cu origenți. Și se nu au rămas. Nu știu. Dacă nu s-au prezentat... Bun. Se face calculul din cei prezenți la examen. Da. Deci dacă din 31% este 56,43, calculați-l asta, că nu sunt 11. Eu aș vrea să tragem concluzia că ei nu au venit pentru că sunt foarte bine pregătiți. Bun, eu n-am făcut întotdeauna așa. Doamna director. Deci nu știți că nu sunt bine pregătiți, bun, că poate au niște probleme. Deci nu. Eu mă gândeam că dumneavoastră o să faceți o apreciere la adresa faptului că decontăm naveta cadrelor didactice. Și cred că... Dar nu trebuia dumneavoastră să spuneți acum că atât și atât. Deci spuneți niște date în momentul în care sunteți siguri de lucru. Bun, atunci rectific. Din 38 de copii pentru care statul român a plătit educația timp de ani de zile, s-au înscris la examenul de capacitate doar 31 și din 31, 11 au trecut peste linie. Doamna director, aș vrea să vă spun că eu constat că dumneavoastră, în loc să fiți director, sunteți lider de sindicat și în loc să fiți pedagog, sunteți demagog.
Vă rog să rețineți acest aspect, nu facem aici demagogie, asumați-vă cât se poate că acești părinți care își cară copiii la Târgu Ocna nu sunt ei așa de dornici să fie deranjați în fiecare zi. Sunt foarte mulți părinți care își cară copiii la Târgu Ocna, de la grădiniță până la clasa 8-a, și acest lucru trebuie să fie un semn de întrebare. Dar m-aș fi bucurat dacă dumneavoastră astăzi ați fi sesizat... Aveți grijă să vă măsurați cuvintele, că ar fi demagog, este cu tot altul. Îmi asum, doamna Tudorel. Asumați-vă, și nu e prima dată că vă jigniți. Nu este o jignire. Nu, ba da. Este o constată. Deci dumneavoastră, ca să demonstrați asta, trebuie să aveți argumente, așa că vă rog frumos. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna. Așa dacă, vă place. Dacă mai sunt discuții pe linia acestui punct, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Bine că nu o să la... Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității gestiunii și de realizarea activității de amenajare, organizare și exploatarea parcărilor în orașul Slănic Moldova. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Dacă sunt discuții pe... Domnul președinte, dacă îmi permiteți, pentru că aceste două puncte, 4 și 5, sunt legate între ele, ne-am propus să delegăm gestiunea parcărilor către serviciul de transport public, atât pentru că astăzi nu mai avem resurse, luna aceasta iese la pensie persoana care se ocupa practic de parcări, e vorba de Vasile Popa, cât și de faptul că avem proiectele de mobilitate urbană și transport public local în vedere și pregătim integrarea acestor parcări cu proiectele viitoare și cu nevoia localității. De asemenea, după cum ați văzut în materialul nostru, ne-am propus ca să păstrăm veniturile cel puțin la nivelul anului 2022, respectiv delegarea înseamnă că numai puțin de 40% din venituri vor fi plătite ca redevență către primărie. Din acești bani urmând să facem reparațiile și celelalte, costurile de întreținere ale parcărilor fiind transferate cu ocazia delegării de gestiune către serviciul de transport public local. A existat dezbatere publică, au existat discuții și considerăm că această măsură este cea mai potrivită pentru atât economic cât și funcțional pentru localitatea noastră. Da, mulțumesc pentru precizări. Dacă mai sunt alte întrebări sau discuții pe linia acestui punct. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Împotriva abțineri, nu. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova a activității de amenajare, organizare și exploatare a parcărilor pe raza orașului Slănic Moldova. Acest punct este legat de punctul 4, așa cum a precizat și domnul primar, așa încât o să supun la vot dacă nu sunt alte discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru. Unanimitate. Mulțumesc. Punctul 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova numărul 77 din 26.06.2020 privind declararea unor bunuri ca fiind bunuri de interes public local. Inițiator primar orașului Slănic Moldova. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca fiind de interes public local și introducerea lor în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Slănic Moldova. Discuții sau alte? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind însușirea atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova a unor bunuri. Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Și aici, mulțumesc. Și punctul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul realizarea infrastructurii pentru biciclete în orașul Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator primar orașului Slănic Moldova.
Dacă îmi permiteți aici, domnul președinte, să spun pentru cei care urmăresc materialul filmat, pista de biciclete o să înceapă la pensiunea Luca, lângă cimitirul eroilor, și va continua până la izvorul Sfântul Spiridon. Considerăm că este necesară, de altfel sunt banii pe care noi i-am primit pe PNRR, am câștigat acest proiect și sperăm cu ocazia implementării acestui proiect să îmbunătățim atractivitatea turistică și mobilitatea turistului din localitate, dar și al cetățenilor, pentru că în stațiune vor exista 2 km practic de pistă și 8 locuri de parcare, 8 rastele pentru iluminat public și alte elemente care considerăm noi că sunt necesare, dar și care ne vor da un plus de atractivitate turistică. Mulțumesc pentru precizări. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Cu condiția ca să mi se dea proiectul, aș vrea să știu și eu dacă voi merge pe pistă sau voi merge pe lângă sau voi trebui să merg pe iadă, pe marginea lui. Pentru că nu este corect ca niște oameni care nu sunt turiști, domnule primar, să n-aibă un trotuar, să-mi faceți lung. Eu ies din bloc, merg pe pistă sau sar peste acea pistă și merg pe un trotuar inexistent. Mulțumesc! Asta considerat dumneavoastră grijă față de locuitorii orașului. Sau nu vă interesează? Dau un răspuns imediat. Nu aveți, adică poate săriți 2,4 metri dintr-un pas. Este puțin probabil că puteți sări așa de mult. Peste tot în lume, intersecțiile dintre fluxurile de pietoni și pistele de biciclete sunt marcate și dacă o să vă uitați la acel marcaj, nu trebuie să săriți, o să acordați prioritate biciclistului. Deci nu se pare normal ca pe lângă pistă sau dintr-o doar. Așa era. Bună. Eu am crezut că acest lucru l-am lămurit în comisie, dar vă dau răspunsul pentru că nu este bine să rămână cetățenii neinformați. Trotuarul... Vă rog să așteptați toate precizările și să vorbim pe rând. Regula dialogului ar trebui respectată în Consiliul Local. Am să dau din respect pentru cetățenii care au auzit această provocare și care sunt vecinii mei. De altfel, eu locuiesc la unul din aceste blocuri. Nu, doamna Tudoreanu, merg pe jos poate mai mult decât dumneavoastră, dar asta este o altă problemă. Dumneavoastră mergeți doar de la școală până acasă, eu merg pe jos în toată localitatea, să știți. Bun, nu ați făcut afirmația că merg cu mașina, nu de altceva. Aș vrea să le spun cetățenilor noștri că ne-am străduit și am reușit să luăm în inventar zidul de sprijin din fața acestor blocuri, respectiv de la podul de la Cimitirul Eroilor până la capătul stațiunii la Sonda 2 și mai sus, zidurile de sprijin sunt luate în inventarul primăriei. Intenția noastră este să reparăm zidul de sprijin din fața acestor blocuri pentru că este înclinat și pentru că trebuie să facem acolo o zonă de faleză de promenadă. Am păstrat 2 metri de la zidul de sprijin până la pista de biciclete pentru viitorul trotuar și doamna consilier, nu era corect să facem pista de biciclete pe un zid care dă să se prăbușească, ci să lăsăm 2 metri care sunt necesari pentru construirea, reconsolidarea zidului și după ce zidul va fi făcut, atât balustrada de protecție, cât și trotuarul vor fi amenajate. La acest moment, toate ieșirile din blocul al dumneavoastră și al celorlalți sunt abordate în sensul în care reușim să amenajăm intrările la blocul Pavele, să punem indicatoare, să facem iluminatul acestei piste și răspunsul meu este că nu veți circula mai rău decât ați circula până acum. Nu cred, dar vom vedea. Mulțumesc. Timpul le va spune. Supun la vot acest punct. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Da, mulțumesc. Trecem la punctele de pe suplimentare. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Stranic Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice, începând cu luna iulie 2023.
Propuneri, vă rog. Propunem pentru președinte de ședință. Propunerea pe domnul Mocan. Alte propuneri, dacă mai sunt? Supun la vot. Cine este pentru ca domnul Mocanu să fie președintele de ședință pentru următoarele 3 luni? Unanimitate. Mulțumesc, unanimitate. Și punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid ESA Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere, rețea gaze naturale presiune redusă, strada Muntelui și strada Oituz și branșamente gaze naturale, solicitanții Moraru Adrian Viorel, Ignat Claudiu și Ignat Eusebiu. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Nu. Unanimitate. Cu acesta declar ședința de astăzi închisă. Vă mulțumesc.